Hai, salutare dragilor și bine v-am regăsit! Am găsit clipul ăsta, nu mai știu, săptămâna trecută sau nu mai știu exact când și n-am apucat să fac reacție la el. Ce reacție să fac? Deja l-am văzut. Dar vreau să le împărtășesc cu voi că... Păi ceva... Eu nu știu, frate, cum să mă exprim. Cred că nu o să mă mai exprim și o să-l urmărim împreună să vedeți despre ce e vorba. Dar așa copil cu o așa mare ambiție, cred că unul la un milion găsești. Unul la un milion, deci așa ceva foarte, foarte rar găsești. Foarte, foarte rar. Hai să vedeți despre ce e vorba. Mă fiți atenți, frate, cum poți să copiezi un maestru? Unul la unul. Deci, când l-am văzut, mi s-a ridicat părul pe mine. Da, câți ani are copilul ăsta? Haide. N-ai cum, deci n-ai cum, frate. Nu ai cum. Unul la unul, frate. Uite aici, frate. Acolo cred că se uita jos la clip. I-a făcut așa. Clipul ăsta e postat din 2015. Tu îți dai seama... Hai de capul meu. Acum 7 ani. Uite-l aici. Deci copilul ăsta aș vrea să-l găsesc cumva, să-l văd acum în mare. E de capul meu. Așa ceva nu e jucărie. Deci nu e jucărie. Nu știu dacă copilul ăsta a fost la Steve Harvey sau nu, pentru că e foarte greu să vezi diferența între ei, pentru că toți seamănă între ei. Dar nu știu cât de tare dedicat să fii să faci așa ceva, frate. Eu am rămas șocat, frate, când l-am văzut, dar nu mai știu dacă ăsta e clipul pe care l-am văzut sau nu. Cred că era un pic mai mare și făcea cu luceagă adevărat. Probabil asta e prima variantă. Eu care am văzut-o a fost mai adevărată. Uite aici, cred că este, nu? Ia să vedem. Before and after. Ia să vedem. Uite aici. Cred că asta am văzut-o eu. Deci cred că asta am văzut-o. Hai de cap. Deci copilul ăsta e mega dedicat, deci... Hai de capul. After the session, he performed many difficult exercises. Worked out the technique of punches and memorized the movements of Bruce Lee in films to repeat them after the hero. Asta am văzut eu. N-ai cum, frate, deci n-ai cum. He moved exactly like Bruce, used nunchucks. Aici direct vorbesc peste altul, dar ați prins voi ideea. Just so skillfully, even screamed just like the legendary fighter. But this show, Rusev became famous all over the world. N-ai cum, frate.
Rosei became more and more famous, filming regular appearances in TV shows, advertising contracts. Ar putea fi un nou Bruce Lee. Deci chiar ar putea fi un nou Bruce Lee. Acum depinde și de gândirea lui pe viitor, dacă o să aibă capacitatea asta de a se dezvolta în așa ceva. Trip to different country. Da, de copiat poți să copiezi, dar e bine să ai ceva ca să poți să mergi mai departe pe treaba asta. Dar oricum, frate, să fie așa de ridicat e ceva foarte, foarte rar să faci așa ceva. Little Rosei lived in a difficult shadow while he had to continue to train and find some time to study. Foarte tare. Dai seama ce motivat e copilul ăsta, frate. Hai de capul meu. Asta înseamnă să trăiești viața la maxim. However, there is information that after a while, the relationships between Rosei's parents became not so good. The father could not see his son and train him as before. He even thought about deleting his son's social media profiles because he could not continue to make a content for it. But he didn't, because the story of Rosei and his training motivated millions of people around the world. Da, motivează milioane de copii, de oameni în întreaga lume. Is 11 years old. He lives with his mother, continues to studies, but the story of his incredible fame seems to be over. Maybe it's only at this moment, but now there are not even new pictures of Rosei on the internet and even less videos of his training, if of course he continues to train. We're also not the room. În orice caz, când vede un copil ce face, puștiu, imposibil să nu-l motiveze. Imposibil. Rumors that his mother is against the boy's career at such early age and do not let journalists to communicate with him and invite him to shootings. This is a really difficult situation and the only thing that we can do is to watch from the sideline. Surely e foarte important să ai suportul familiei. Cred că e cel mai important. Și totodată dacă mergi la concursul și mergi să te vadă lumea, atunci te mai ajută câte o inimă bună, știi, financiar, să poți să mergi pe drumul ăsta. Really, many people would like to continue to watch Rosei's training. Dar în orice caz, numai prin muncă, tati, numai prin muncă. His new tricks and how he changed over the years. On the other hand, fame and popularity is a significant stress, especially for a young boy. Perhaps one day we will see him on our screens, or maybe his story of a fame is over for forever. Da. M-aș bucura mult să-l văd pe ecrane. But now you know what happened to the little talent of Rosei Mai in recent years. Hai de capul meu, frate. Ioi, da. Ia uite-și pe asta. Thanks strong kids in the world. Da, cu toate că e un mic mare risc să înceapă așa de fragil să facă treaba asta, aici mă refer la tras de fiare. Dar nu sunt eu în măsură să vorbesc pentru că trebuie să citești foarte, foarte mult să știi ce vorbești. Eu unul nu sunt în măsură. Dar da, cam asta am vrut să vă arăt. Eu când am văzut clipul, l-am văzut pe Facebook, mi se pare, și n-am mai stat acum să-l caut pe YouTube. Nu știu, că sunt multe hobby-uri. Dar da, cam asta e ceva de mega apreciat din punctul meu de vedere. Da, e bine să vezi așa ceva, mai ales pentru copii, pentru că cu cât văd mai multe lucruri, cu atât poate să-și aleagă un sport sau ceva anume. Da. Cam asta a fost, dragilor, eu am fost Shopee. Aveți grijă de voi, v-am pupat, sănătate!